Asociația AMU a dat startul celei de-a treia ediție a concursului AMU Înflorește Baia Mare. Ceea ce trebuie să facă băimărenii este să-și îngrijească și să-și amenajeze cât mai frumos spațiile verzi din jurul blocurilor sau grădinile de la case și să se înscrie în competiție. Această acțiune are scop premierea cetățenilor care vor contribui la înfrumusețarea municipiului. Președintele Asociației AMU, Sebastian Șimon, a declarat că competiția are loc în perioada 20 aprilie-20 august, iar în această perioadă asociația le propune băimărenilor să se mobilizeze și să-și aranjeze grădinile, iar apoi să se înscrie în concurs. Vor fi două secțiuni ale concursului, cea mai frumoasă grădină de la bloc și cea mai frumoasă grădină de la casă. Premiile puse în joc de organizator sunt destul de consistente. Anul acesta premiile vor fi la două categorii, cea mai frumoasă grădină de la bloc, care va avea premiul cel mare de 1000 de lei, locul 2 va fi un premiu de 500 de lei, iar locul 3 250 de ron. Iar la cea de-a doua categorie, cea mai frumoasă grădină de la casă, vom avea locul 1, 500, iar apoi 300 și 200 de ron. Persoanele care doresc să participe vor trimite fotografiile lor pe pagina Asociației AMU, iar în perioada 21-26 august vor fi desemnați cei care intră în finală. În perioada 28 august-16 septembrie vor fi desemnați prin vot online câștigătorii.